stimați telespectatori, vino la remat că... Ești așteptat. Da, dar vei numai repede, pentru că începe să lingă, să plouă, să văd că bate vântul, e cam frig, așa că lucrurile, în loc să se îmbunătățească, văd că, mă rog, cam scârție, nu, domnule? Păi scârție, că lumea nu e încântată de prețuri, dar pot să le spun că vor fi și mai mici. Mici? Hai de bine, da. Așa. Și vorba dumneavoastră, dacă mai așteaptă și frigul și zloata, sigur că da. O să uite la ele și nu o să le mai vine să pună mâna pe ele. Mai bine profită de prilejul ăsta și mai mișcă ceva. Sigur că da, că vine zăpada, cică, nu? Dar mă rog, asta nu e treaba noastră, dacă vine, vine, ce putem face? Nu putem face. Încă ceva, să dea Dumnezeu să vină, că avem nevoie de apă în pământul ăsta da. Secat. Domnule director, domnule manager, cum a fost luna asta? V-am găsit cam supărat așa, cam trist. Trist. A început bine și s-a terminat prost. Da? De ce? Adică cum de a început bine și s-a terminat prost? Nu de ce? De deci ce? Noi ne așteptam spre sfârșitul lunii lucrurile să fie și mai bune, conform tradiției și perioadei. Așa. Și... dar nu din cauza cauzelor care, ci iarăși din cauze externe, prețurile au căzut, atunci interesul a căzut și mai tare. Și... la care prețul? Deci oamenii nu mai vin cu lucrurile lor de vânzare pentru că iau bani puțin pe ele, da? Da, prețurile la deșeuri reciclate bune de materii prime, poftim, ca să fie clară așa, treaba așa, așa, pentru că și cererea este mică. Economiile se restrâng din cauza... creșterii prețului la energie și gaz și așa, atunci toată lumea se închistează, se oprește, să nu mai investește și atunci nu este nevoie de materii prime. Și tot așa, e un lanț. E un lanț, e un lanț, nu știu unde, de unde începe lanțul, unde se termină lanțul, dar e un lanț cam puternic, așa, dacă ne dă cu lanțul ăsta în cap de tot, ne găsește morți pe toți pe stradă. E foarte neplăcut pentru că dacă intri, ați văzut, intri într-o alimentară și găsești un unt cu 220 de lei pachetul, dar haideți că n-am vorbit să discut despre supermarketuri, ci despre rematul unde ești așteptatul, dar vino mai repede, vino mai repede că repet, începe vremea nașpa. Domnule director, totuși ce a mers mai bine? O fi fost ceva care a mers mai bine, nu? Un tank, un... tren, eu știu... Nu, așa, în general, în general, prețurile la materiale neferoase s-a păstrat, deci fluctuațiile au fost mai mici, dar cantitatea de neferoase este mică raportată la fier. La fier, prețurile sunt într-o continuă scădere, chiar... Scădere sunt? Da. Chiar citeam un comentariu că asta, luna noiembrie este a 8-a lună consecutivă în care scade prețul la fier pe plan mondial, vorbesc. Pe plan mondial, da. Acum da. Chiar că pe plan mondial vorbim. Exact. Că totul e dirijat după acolo, după acolo ușa. Nu? Da, e dirijat de cerere și ofertă. Din păcate. Asta crede dumneavoastră. Da. Vreți să vă consolați. E o perioadă în istoria omenirii dramatică, aș putea să spun. Serios, îmi pare rău, eu nu sunt pesimistă, sigur o să se... Dar depinde și de noi ca să ne revenim, că dacă toți stăm și ne păităm... Sunt chestii ciudate. Imediat după pandemie, după pandemie, deci... Nici nu s-a terminat pandemia, că mai, iunie 2020 nu puteai să spui că s-a terminat pandemia, totul a început să duduie și exact când, abia când într-adevăr s-a terminat pandemia și au zis că s-a liniștit acum în vară, totul a început să cadă, e de îndoase. Totul a început să cadă, ne e frică că rămânem pentru nerii, ne amenință că o să plătim tot salariul și încă ceva numai pe chestiile astea, pe lumină și pe gaz. Că nu știu ce se întâmplă, adică de atâtea mii de ani e pământul ăsta și uite, acum vezi, eu mai și râd, dar nu e bine ce se întâmplă. Da. Eu mă uit la știrile de la televizor și când văd atâta jale, atâta durere, atâtea plânsete pe la oamenii care pur și simplu au ajuns într-un punct terminus, unii. Da, e greu. E foarte greu. Sunt oameni necăjiți pe lumea asta.
Deci, v-am zis, cu neferoasele prețurile, așa, la fier este a 8-a lună de scădere consecutivă, iar neferoasele s-au prăbușit, aveam vară, dar s-au prăbușit, nemetalicile, scuzați, deci carton, plastic și astea. S-a prăbușit de tot, mai da. Bine nimeni, preferă să le arunce la ghenă, că e exact. Mai comod da, să vii până la remat. Da, de le arunci la ghenă, dar văd că guvernanții noștri încă nu își iau măsurile care ar trebui cu costurile pe groapa de gunoi, și ajungem în alte părți. Chestia asta cu groapa de gunoi este jalnică. Cât să mai așteptăm? Eu când am spus, nu mai suport cheltuielile pentru sortat la, nemetalice și dacă vreți să-mi aduceți sorta cât de cât, adică să-mi aduci folia folie, cartonul carton, sticla sticlă. Nimeni nu acceptă așa ceva. Cine stă să fie atâta timp? Strâmbă din asta. Okay. Păi strâmbă, că știe că nu ia nimic. Până la urmă, domnul director, și știți dumneavoastră, așa, îmi dați dreptate, un om care vine aici cu ce vine, vrea să câștige un bănuț. Da, dar eu pot să mâncesc pe degeaba? Sau îmi pierde? Dar asta este, că nu se înțelege ideea, că dacă vii cu ele așa bramura, trebuie să plătească aici, la remat unde ești așteptat, trebuie să plătească nu știu cât ca să le sorteze. Să asta le am și făcut. Am făcut preț pentru brambura. Aveți da. Preț pentru brambura? Da. Foarte tare. Păi, nu vrem ce face. Vrea să le aducă bine. Nu. Deci s-a întors data. Dacă în primăvară erau niște prețuri astronomice la chestiile astea, acum... Ei, vedeți, aici este povestea. Că noi nu suntem solidari. Domnule, eu mă duc cu asta, dar de ce să-i fac eu omule la răutăți? Să mă duc cu ele trântite într-o sacoșă sau în ce le duc și trebuiască încă doi oameni care sunt plătiți și ei la rândul lor să le sorteze, să le trieze, să... E chestie și de educație și de comoditate și poate chiar de lipsă de timp. Știți, se leagă una. Adevărul este că încă noi nu suntem chiar conștienți că trăim într-o perioadă atipică. Nu? Exact. Și neplăcută. Toți, nu, noi nu suntem conștienți. Nu, ne place ce da. În vestul Europei, da. Dar nu facem ca ei. Păi nu facem. Dar vedeți că ei trebuie. Nu vedeți câte răscoale sunt și pe acolo. Și în Franța, și în Spania, și în Italia. Nu este o criză generală. Da. Generală. Și cu toate astea, mă uitam... Și o criză generată de... Generată și generală. Generată, dar generată de costurile astea la energie. Că de acolo a pornit totul. S-au dat peste cap tot. Au venit facturile aici la serviciu? V-am zis, vin, sunt mai mari, dar... Dar nu sunt exagerate mari încă. Încă le suportăm pentru că nu suntem mari consumatori de curent. Cam cât consumați pe lună aici? Aproximativ. Undeva în medie, cam... 9-10 MW pe lună, vară iarnă. Și cum faceți ca să faceți? E totuși o economie, vă pricepeți. Nu, la noi consumul de curent majoritar este pe iluminat, pentru că avem iluminatul ăsta perimetral, dar aici ne-am dus pe LED-uri pe tot și mai avem câteva locuri unde încălzim. Acolo nu avem ce face. Păi nu se poate sta fric. Da. Nu se poate. Și acolo vine mai scump, a venit o factură la încălzire? Mie nu mi-a venit încă de câteva. Nu, ne vin constant, nu e problemă. Da? Da. N-am văd că la mine n-a venit acasă, vorbesc. Nu, au grijă să vină lunar, nu e problemă. Vine lunar. E mai bine decât să vă treziți odată exact. Cu 10 facturi neplătite, să Doamne scoateți ferește. Nu știu cât în buzunar, nu? Doamne ferește. Doamne ferește. Și cu toate astea acum în curte, care este grosul? La fier muncim, încercăm să sortăm și să aranjăm și măcar dacă vine iarna să fie curtea să nu fie în ordine, curată dacă și, iarna, să, nu fie și să fie ușor de circulat. Și da. Măcar atâta să facem și să livrăm. Dar cu rabla asta n-ați avut niciun beneficiu, că am înțeles că am funcționat. A început. Au venit câteva. Da, au venit. Cred că vreo 8-10 mașini au venit. Ei, și aici sunt discuții, că li se pare că le dăm prea puțin bani. Am explicat. Mai sunt într-o mașină întreagă, că la Rabla trebuie să vină mașina întreagă. Acolo sunt o grămadă de chestii care pe noi ne costă să scăpăm de ele. Păi dar trebuie dezasamblată și... Exact. Sigur, și ia și timp muncă. Și bani și... Ia. Totul se leagă, știți, dar oamenii nu știu probabil lucrurile ei, nu știu. Astea. Știu, de afară că toți sunt plimbați, dar o fac pe... Dar v-au venit mașina așa mai nu. Faine? Nu. Sau dacii și chestii de astea. De astea, amărâte și rugine. Amărâte.
Da, deși se poartă acum chestia cu Rabla, oamenii se bucură că primesc acolo vreo 60 de milioane, nu? Sau cât? Cam așa. Da, 6.000 de lei, și, dar pot merge și cu două tichete, e un avantaj. E un avantaj, nu? Sigur că da. Și v-au adus ceva bani aceste avantaje? La noi? Da. Nu este semnificativ. Bun, dar vreau să vă întreb ceva. Aveți o mașină, una a venit sau unul, da, cu Rabla, o mașină, o Rabla. Da. Ce faceți cu ea mai departe? O dezasamblați? Păi prima dată o băgăm și scoatem uleiurile și toate lichidele care da, sunt normal, așa. După aia începem să o demontăm. Bun, și după ce ați demontat-o, ce faceți? Păi buretele la burete, textilul la textil, plasticul la plastic, fierul la fier și tăiat și trimis la topit. Da, deci v-am întrebat, eu știam ce se face, dar ca să știe lumea că nu e așa de simplu ce se face aici. Am adus mașina, am dat-o lui ăla și gata. Nu, dar pe de atunci începe o muncă pe care o fac unii oameni și uite, acum vine frigul și o să fie mai greu. Deci, în concluzie, vino la remat că... Ești așteptat. Ești așteptat. La revedere. Bună seara.